Sute de mii de tineri au început azi o nouă etapă, viața de student. Cu emoții și bagaje, bobocii au pășit pe holurile universităților din întreaga țară. Clasicele festivități de deschidere au fost înlocuite în multe orașe cu demonstrații de autoapărare, cu teatru sau muzică. Ai venit aici, ai prins, ai blocat, da? Vinim celălalt. Deci, doar? Da. Așa a început noul an universitar pentru studenții Universității Tehnice din Iași, primul curs tehnici de autoapărare predate chiar de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale. Inedit, n-am mai avut o astfel de activitate. Ca să ne atrăm așa, preventiv. Nu se știe niciodată când dăm de cineva, doar așa, de autoapărare. Anul acesta, Universitatea Gheorghe Asache are număr record de studenți, 17.000, dintre care 2.400 sunt boboci. Cifre record sunt și la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Aici studiază cei mai mulți studenți străini din țară. Cei 600 de tineri vin din 25 de țări. Șohrat vine din Turkmenistan, studiază electronică aplicată și vrea să-și continue studiile de doctorat tot aici. Era ratingul mare și am ales aici. Când am ajuns la Suceava, iarna a fost foarte interesant, pentru că noi veneam de la 40-45 de grade și când ajungem aici, după o lună, a fost ninge. Și eu un doctorat în deuxième année de thèse, donc j'ai bénéficié d'une bourse Erasmus. L'université Suceava, c'est une ville merveilleuse, franchement. Sute de tineri au început o nouă etapă, cea a studenției, și la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Cu imnul Gaudeamus și multe aplauze a început anul universitar și în București. Peste 4.800 de boboci au intrat anul acesta la Politehnică. Mi-e foarte interesantă prima zi, îmi place. Momentan e foarte bine. Colegi faini, viitor colegi faini. Zilele trecute au mai fost întâlniri între facultăți, între boboci și ne-am cunoscut așa cât de cât. Este frumos, da. Mi-am cunoscut câțiva colegi aseară la o petrecere organizată de facultate. Am emoții, sunt puțin anxioasă acum la început, dar e frumos. În România am rămas pentru că acestea au fost posibilitățile și sunt mai aproape de părinți, de familie, e mai bine așa. Și aerospațial am ales pentru că sunt fascinată de domeniu. Peste 500.000 de studenți din toată țara au început astăzi cursurile.